În fiecare an, la 20 iunie, este marcată Ziua Mondială a Refugiatului. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, aproape 60 de milioane de oameni sunt nevoite să-și lase casele din cauza războiului și să se deplaseze în alte țări. Acestea sunt datele pe care ne le oferă Organizația Națiunilor Unite. Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi ne-am propus, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, să discutăm despre drepturile refugiaților în Republica Moldova. Invitatul ediției de astăzi este Iulian Popov, șef adjunct al Direcției Refugiați al Biroului Migrație și Azil. Bună ziua și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună ziua! Domnule Popov, pentru început vreau să facem o distincție. Haideți să explicăm tuturor telespectatorilor care este diferența între o persoană strămutată și un refugiat, pentru ca să înțelegem terminologia cu care vom opera un pic mai târziu. Când vorbim despre un refugiat, deci noi trebuie să înțelegem că este vorba despre un cetățean străin sau apatrid care vine de peste hotarele țării și solicită în țara, nu, dacă vorbim de Moldova, în țara noastră, azil. Persoanele strămutate, la fel, ele fug de obicei din cauza unor războaie, conflicte sau nenorociri, dar aceasta se petrece în interiorul țării sale, de origine. Deci poate să izbucnească într-o regiune a țării, de exemplu, un conflict, și oamenii fug în altă parte a țării unde este liniște, pace și pot beneficia de protecția statului său. În toiul evenimentelor care s-au desfășurat în Europa în acest an, de fiecare dată și prin intermediul instituțiilor mediatice, tot ne întrebam cât de atractivă este Republica Moldova pentru refugiați și dacă am fi gata ca să facem față unui val de refugiați. Vă rog, haideți să le luăm pe rând. să vă spun în primul rând despre cifrele. Deci Vă rog. cifrele cred că o să ne spună mai bine. La moment, în Republica Moldova sunt înregistrate 547 de persoane, deci cetățeni străini care au solicitat azil și care beneficiază de o formă de protecție. Dintre care, deci în această sumă de 547 de persoane, 146 sunt refugiați recunoscuți, deja cu statut stabil și trăiesc aici în țară la noi, 286 de beneficiari de protecție umanitară. Deci este o formă de protecție complementară statutului de refugiat. Și la fel, deci persoanele deja cu statut stabilit trăiesc în Moldova. Și 115 solicitanți de azil, deci persoane care se află în așteptarea unei decizii pe cazul său. Deci ei pot obține o decizie cât pozitivă, da, de acordare unei forme de protecție, atât și negativă, deci de respingere, dacă nu întrunesc condițiile acordării statutului de refugiat sau protecție umanitare. Deci cifrele ne spun că totuși comparativ, dacă punem comparativ cu numărul întreaga populației Republicii Moldova, este unul nesemnificativ, deci care nu prezintă vreun pericol pentru careva, da. Și în același context am putea afirma că și Republica Moldova este neatractivă pentru refugiați? Eu n-aș spune că neatractivă. Deci dacă când vorbim despre acești oameni, după fiecare, deci, dacă, asta e statistica, dar după un număr, deci este o soartă a unei persoane care într-adevăr au fugit din țara sa, s-a refugiat la noi pentru a găsi o protecție din cauza că în țara lui au fost supus unor persecuții sau din cauza anumitor conflicte. De obicei, la noi, dacă vorbim de contingentul, da, cine solicită, din ce țări vin la noi, deci sunt așa țări ca Siria, Ucraina, Irak, Afganistan. Deci țările în care, într-adevăr, ultimii ani, și ultimii 5 ani de zile, noi vedem, da, că există probleme, există conflicte declanșate, deci persoane sunt supuse persecuțiilor, deci există riscuri de tortură, de tratamente inumane și degradante. Și persoanele, deci, care au sosit la noi în Moldova, deci au considerat că în Republica Moldova, deci, vor găsi ce pace, da, pe un timp anumit. Domnule Popov, da. Cât de toleranți sunt concetățenii noștri în raport cu refugiații? Știți, Când zic lucrul ăsta, mă refer și la încadrarea lor în da, câmpul eu muncii înțeleg. și la... Știți, atât din practica mea, cât eu lucrez și după observațiile mele, eu aș spune că poporul moldovenesc este destul de tolerant și, deci, ca exemplu, aș aduce, a fost câțiva ani în urmă, a fost un proiect
realizat în Moldova, în comun cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru refugiați, în cadrul căruia au fost deschise două case sociale în localitatea rurală, deci nu departe de Chișinău, în Mireni și Rezeni. Deci a fost renovat un sediu, deci au fost create apartamente sociale, unde deci a fost acordat posibilitatea unor familii de refugiați care deci se află într-o stare vulnerabilă, da, deci să trăiască temporar în aceste case sociale. Și vreau să vă spun că localnicii, da, din aceste localități au primit refugiați foarte deschis, prietenos și chiar la început și invită la anumite sărbători care se petrec în localitate, ajută în, poate, în găsirea unui loc de muncă pe loc. Copiii învață la școlile deci, locale și foarte bine s-au încadrat în deci, colectivul de copii. Deci, eu spun că noi suntem destul de toleranți față de străini care vin. Deci, poate explică faptul că ei nu sunt așa de mulți, da? Și nu... Nu au dat navală. Da, n-au dat navală, poate de asta. Dar deocamdată deci n-am avut așa a face, da, să vedem. În contextul a ceea ce spuneți dumneavoastră, care ar fi numărul maxim a refugiaților pe care Republica Moldova i-ar putea găzdui și oferi condițiile prevăzute de lege? Pentru că țările vecine tot aveau discuții interminabile. Permitem refugiaților să intre pe teritoriul lor sau nu prea permitem? Știți, mie e greu să vă spun o cifră totală, da, sau una concretă. Deci cât noi suntem gata să-i primim astăzi, mâine și cât noi nu suntem gata să-i primim. Potrivit legislației noastre, noi vom fi obligați să primim fiecare refugiat care solicită formă de protecție în Republica Moldova. Bineînțeles, dacă vom avea parte de un aflux masiv de persoane, în cazul dat noi trebuie să fim pregătiți. Și bineînțeles că autoritățile noastre țin în vizor situația ce se petrece în lume, în special în Europa, cu acest flux masiv de migranți în aceste zone. Și noi ne-am propus, deocamdată pe noi nu ne privește acest pericol. Deci ne-am spune că mâine noi să ne trezim cu un val mare de migranți. Deci cifrele arată că invers, da? Deci nu trebuie să ne temem de asta, dar de pregătit noi trebuie să fim pregătiți. Și în acest context autoritățile noastre au pus ca scop să elaboreze un plan de măsuri în cazul unui aflux presupus de migranți, de refugiați în Republica Moldova. Și acum, la moment, noi împreună cu autoritățile de resort, deci în cadrul au fost create două grupe de lucru, una intraministerială, deci în cadrul Ministerului Interne, formată din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, și alta interministerială, deci tot formată din Ministerul, reprezentanții Ministerului Interne, Ministerul Apărării, Culturii, Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deci s-au creat grupurile date, deci au pus în sarcină lor să analizeze și să propună anumite măsuri care vor fi înglobate într-un plan care va prevedea măsurile coordonate dintre aceste autorități în cadrul unui aflux masiv și neregulamentar de străini în Republica Moldova. Deci, până la urmă, Republica Moldova rămâne a fi o țară de tranzit, să înțeleg. E așa sau nu? Eu totdeauna mă bazez, haide să ne bazăm pe anumite date. Deci, pe parcursul de 15 ani de când noi suntem parte la Convenție privind statutul refugiaților, în sistemul de azil din Moldova au accesat peste 1500 de oameni. Deci au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova. Dintre care, deci noi vedem la moment, aproape 600 de persoane se află pe teritoriul Republicii Moldova. Bineînțeles că restul la moment nu se află, deci au plecat. Deci, noi putem spune că
o mare parte au plecat mai departe. Deci s-au aflat o perioadă în Moldova și deci acum se află sau în țările UE sau poate unii și s-au repatriat înapoi în țările lor de origine. Ultimii ani, mai ales în special începând cu 2012, încoace când s-a declanșat conflictul în Siria și din Ucraina, eu aș spune că noi am început să devenim și o țară finală. Deci pe lângă o categorie de oameni care totuși au scop să ajungă mai departe în Europa, o bună parte au rămas în Moldova și deci au găsit aici acasă. Domnule Popov, haideți să deschidem parantezele, să vedem ce oferă statul pentru aceste persoane refugiate. Cum are loc integrarea lor socială, dacă doriți? Noi vreau să vă spun că din 2011 Moldova a aprobat legea privind integrarea străinilor. Deci ea prevede modalitățile de integrare a persoanelor care au obținut o formă de protecție, deci statut de refugiat sau protecție umanitară, și a străinilor care au dobândit un permis de ședere în alte cazuri, deci scop de muncă, studii, la familie. Și vorbind de drepturile prevăzute în legislația națională, eu aș spune că statul, în primul rând, a creat condiții ca persoana când vine la noi, în special dacă vorbim despre refugiați, ca cât mai repede să se fie implicat în viața activă a societății. Noi nu avem capacități să dăm careva, poate, sume bănești la persoanele solicitante de azil. În schimb, statul oferă cazarea în centrul de cazare a solicitanților de azil. Deci este un centru de tip deschis, predestinat cazării persoanelor care au sosit la noi în Moldova și solicită azil. Deci cazarea este gratuită pe perioada procedurii de examinare a cererii. Deci, și această procedură de obicei durează până la 6 luni, deci etapa administrativă. Dacă persoana obține o formă de protecție, el îndată dobândește dreptul la dreptul de ședere, dreptul la muncă, dreptul la educație, deci acces la educație, acces la serviciile de medicină și protecție socială. Deci, vorbind la general, drepturile socioeconomice sunt aceleși ca și cu cetățenii Republicii Moldova. Numai că nu au drepturi politice, deci nu pot alege și a fi aleși. Pe lângă aceasta, aș spune că chiar și solicitanții de azil, când vin la noi în Moldova, din prima zi, dacă solicită, ei pot obține drept la muncă. Deci și pe perioada cât durează procedura de azil, ei pot activa în câmpul muncii. Și deci, asta îi pune într-o situație, deci bine, eu venit au solicitat azil, noi l-am cazat la centru, un timp anumit ei s-au familiarizat cu situația, dar din start ei pot să activeze. Deci noi am pus așa că noi dacă nu putem da o sumă de bani, da, cash la mână, poftim, da? Deci noi acordăm anumite oportunități pe lângă asta. Deci poți lucra. Domnule Popov, din datele pe care le aveți dumneavoastră, câți din aceste persoane sau câți dintre refugiați s-au încadrat în câmpul muncii? Pentru că telespectatorii noștri s-ar putea arăta sceptici la ceea ce spuneți dumneavoastră, că uite, pot beneficia și au fost încadrați în câmpul muncii. Majoritatea. Eu vreau să vă spun că noi avem tot, avem o conlucrare și cu societatea civilă, anume care e implicată în domeniu. Și la noi tot, în cadrul direcției, este o secție specializată care răspunde despre de asistență, consultanța acestor persoane și îi direcționează la agenție de ocupare a forței de muncă, deci îi pune la evidență. Dacă noi vorbim despre refugiați și în special refugiații care intră în programe de integrare, atunci aceștia sunt puși la evidență la Agenția pentru Ocupare Forței de Muncă și deci ei deja beneficiază de acest ajutor, da, care e prevăzut pentru șomerii Republicii Moldova și dacă se găsește un loc de muncă, sunt direcționați la acest muncă. Și noi monitorizăm toate momentele date. Deci
Noi încercăm cât mai repede persoana să fie, să se implice activ în viața socială. La fel avem și cu anumite întreprinderi, de, ca exemplu, întreprinderea de textil, da, de coasere a unor îmbrăcăminte în Noua Moldova, care nu necesită anumite abilități lingvistice. Da, chiar și lingvistice și au ceva special. Deci au anumite o funcție care deci, pot realiza. Și aceste întreprindere cu mare deci, dorință îi angajează, da, lucrează, deci principal să fie doritori. O altă problemă apare, că nu toți doresc să lucreze pentru salariile care propun angajatorii noștri. Deci, noi spunem și așa, că cetățeanul nostru, el este de acord să lucreze pe așa salarii, dar unii solicitanți, deci, dat fiind faptul că au posibilități financiare, da, să se întrețină, deci, probabil că, deci, au anumite rezerve, da, ajutoare de peste hotare, deci, ei nu vor să lucreze pentru acest salariu, deci, ei așteaptă niște salarii mai mari sau, deci, sunt în căutarea unor lucruri mai, știți, mai ușor și mai bine plătit. În cazul dat, da, există situații când persoane nu lucrează, dar totuși majoritatea care au venit la noi și vor să ducă o viață activă, totuși se angajează. Și avem multe exemple pozitive, care deci, persoane sunt integrate, lucrează. Deci. Domnule Popov, rămânând în albea aspectului financiar, vreau să vă întreb. Numărul moldovenilor care au solicitat azil în Occident este mult mai mare decât a refugiaților veniți în țara noastră. E aspectul financiar la mijloc? Sau cum se explică? De ce? Cel puțin astea sunt datele pe care le-am găsit eu. Pot fi un pic altele. Da, sunt de acord. Deci dacă vorbim despre ultimele date care au fost publicate, în întreaga lume sunt înregistrați 2289 de refugiați deja recunoscuți moldoveni și în proces de examinare sunt 3431 de solicitanți de azil. Mi-e greu să vă spun care sunt motivele de solicitare azilului și vă spun de ce. Nicio un stat, nicio autoritate responsabilă pentru azil nu o să vă spună motivele solicitării de azilului, da, de către concetățenii noștri. Deoarece din start deci există un risc că persoanele date vor fi expuse unui pericol, da, de persecuție la noi interiorul țării. Deci este o regulă scrisă, deci noi tot noi avem dreptul să întrebăm, să informăm și să contactăm statele de origine a persoanelor care solicită. Dar persoana care solicită invocă un anumit motiv. Haideți să luăm un exemplu abstract. Eu cer azil, nu știu, în Statele Unite. De exemplu, vă aduc un exemplu. Da, vine o persoană din Siria, el solicită la noi azil. Deci noi îl intervievăm, stabilim circumstanțele, noi studiem informații din țara de origine, din sursele deschise, din internet, facem anumite verificări pe interior. Dar noi niciodată nu o să facem o scrisoare în adresa autorităților din Siria, să întrebăm, zic, iată persoană dată cu tare, iată solicitat azil, e într-adevăr el e sau ceva. Deci asta este interzis. Deci este o regulă care e stabilită că noi nu avem dreptul să contactăm statul de origine a refugiatului. La fel și nouă, niciodată nu o să ne spună. Nu o să ne spună așa, în linii generale, că dacă, iată, există anumite probleme la voi în țară, de exemplu, au fost, dar niciodată nu o să vă spună concret la caz, că, iată, din Moldova, solicitați sau ceva. Eu gândesc totuși, da, poate, dacă noi ne uităm după țările unde sunt cei mai mulți refugiați din Moldova, sunt totuși țările dezvoltate, da, Germania, Suedia, Statele Unite, deci statele unde nivelul de trai, da, este mai înalt decât în Republica Moldova. Și eu pănuiesc, deci eu nu exclud faptul că poate într-adevăr existau situații de persecuție, într-adevăr persoanele au fost nevoite să plece din Moldova din cauza anumitor probleme. Și au fost. Dar posibil sunt și niște chestii financiare, da? Persoanele au plecat numai din cauza că aici le-a fost greu din punct de vedere financiar. S-au dorit o viață mai bună într-o țară mai dezvoltată. Deci tot nu putem exclude. Deci. Numărul persoanelor care solicită protecție în țara noastră este în creștere? Da. Eu aș spune că tot, dacă vedem ultimii 5 ani,
Deci este o creștere, dar creșterea aceasta este una lentă, aș spune. De exemplu, în anul trecut noi am avut 276 de cereri de azil, deci depuse pe an. Ceea ce a fost mai mare, mai mult cu 31 de cereri vis-a-vis de 2014. Deci, după cum observăm, da, creștere există, dar este una lentă și nu este una de asta, știți, esențială. Bineînțeles că pentru noi asta a fost cifra record. Deci, pe toți 15 ani de când noi suntem parte la Convenție, 276 este cel mai mare număr de solicitări pe an care a avut Republica Moldova. Dar dacă o comparăm cu cifra, iarăși, a populației, da, Republicii Moldova, deci noi vedem că asta este o sutime din procent din întreaga populație. Înseamnă că ce tot nu este vreun pericol. Un pericol sau un factor deranjant, da, pentru noi, aș spune așa. Spuneți-mi, vă rog, cum se procedează atunci când avem familie? Dumneavoastră ați vorbit de cazul, o să înțeleg, a unei singure persoane care poate fi încadrat în câmpul muncii, dar atunci când avem copii minori, atunci când avem soț, soție, cum se procedează? Femei însărcinate? Când la noi se adresează familii, deci noi înregistrăm toate persoanele, deci copiii merg de obicei cu părinții, deci merg pe dosar împreună cu părinții, dar maturii se examinează aparte. Dar noi nu divizăm familia, deci dacă au nevoie de plasare sau de un loc de cazare, îi se acordă loc în centrul de cazare pentru solicitanții de azil. Apropo, acolo, deci centrul de cazare este dotat, da, cu camere, deci pentru persoane singure, pentru familii cu copii, pentru mame singure cu copii. Deci noi, în dependență de categorie de persoane, noi îi plasăm în camera aparte. Deci, ce ține de copii, da, din start se ia în vizor copiii, se încearcă să fie undeva, deci persoana este asistată, da, ca copii, dacă sunt în vârstă preșcolară, să fie angajați în grădinițe, dacă e de vârstă școlară, înseamnă că se încearcă să fie plasați sau direcționați la învățământ, deci mediu. La fel, deci sunt în cazul cel mai vulnerabil, da, dacă persoana nu are surse de venit, în comun cu, deci din fondurile Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și deci în comun cu societatea civilă, deci este creată o comisie socială, deci și Biroul Migrației și Azil la fel, deci participă la această comisie socială, care lunar examinează cazurile vulnerabile, da, de solicitanți de azil. Și acestor persoane, dacă se decide că într-adevăr, deci este un caz vulnerabil, deci se acordă o sumă bănească, da, sumă de bani până la 1000 de lei undeva, deci, dar în dependență de câți membri de familie, deci se face un quantum și deci se acordă acest ajutor bănesc cât persoanele deci sunt în necesitate, da, până nu se va clarifica situația lor, până nu se va poate angaja cineva, deci în acest timp persoanele sunt asistate ca să fie maturi, da, să se angajeze cât mai repede în câmpul muncii, consultanță privind obținerea, da, sau accesul la anumite facilități de medicină, protecție socială. Copiii ce fac? Urmează anumite școli, anumite... Eu am spus că da, deci dacă sunt de vârstă preșcolară, sunt direcționați la grădinițele, dacă sunt școlari, înseamnă că direcționați la școli. Deci să fie, să treacă, deci să încadreze în învățământ. Etapa elementară, da, de învățământ. Da, da. Spuneți-mi, vă rog, și, apropo, da, aceea sunt... Aș vrea să vă spun despre niște exemple foarte pozitive. Vă rog. Am avut câteva familii din Sirie cu copii. Și copiii din start au fost direcționați la școli, deci grădinițe. Și vreau să vă spun că dacă e copil și are un creier foarte activ și se dezvoltă, foarte repede s-au încadrat în acest colectiv de copii, au învățat limba și chiar mai repede decât maturii și ajutau, deci, părinții săi să învețe limba de stat, deci, limba română. Deci, asta arată că totuși dorința, da, de să nu fie
izolat, da, și dacă depui un efort, totuși deci el dă niște rezultate foarte pozitive. Ce oferă centru? Centru de cazare? Da, hrană. Nu, deci centru oferă cazarea, deci propriu zis. Da, cazare, deci acoperișul supra capului. Deci cazarea este gratuită, deci din contul bugetul biroului migrat și azil. Deci mâncare nu se acordă, dar, cum am spus, în cazuri vulnerabile se acordă ajutorul acest bănesc pentru persoanele care pot să, deci el este calculat în așa fel ca să ajungă pentru prima necesitate. Totuși persoanele stau în centru, deci nu achită chiria, gazda și deci pot, da, deci s-a fost calculat în așa fel ca să ajungă pentru prima necesitate. Plus la asta centru acordă deci, niște produse de prima necesitate, cum ar fi detergent, niște lucruri de prima necesitate, da, hârtie igienică, săpun, deci toate momentele se tot sunt asigurate de către centrul de cazare. Domnule Popov, pe parcursul documentării pentru această emisiune am găsit mai multe idei și vreau să confirmați sau să infirmați această stare de lucruri. Mai mulți refugiați din țara noastră nu pot folosi un drept sau mai multe drepturi fundamentale, printre care libera circulație sau dreptul la viață, sănătate, de a-și vedea rudele sau de a participa la mormântarea acestora. Apare întrebarea firească. E așa? Dacă e așa, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu, în primul rând, nu chiar așa. Da, vă rog. Deja din februarie acestui an noi eliberăm documente de călătorie refugiaților, deci fiecare refugiat cu statut deja stabilit poate se poate adresa la biroul migrat și azil și obține un document de călătorie. Deci informația dată tot a fost tirajată și deci, a fost și niște sesiuni cu refugiați. Da, până nu de mult, într-adevăr, refugiații nu puteau părăsi teritoriul Republicii Moldova dacă nu aveau actele lor naționale, deci valabile și într-adevăr, deci asta a fost o restanță până nu de mult. Deci noi am mișcat prin eliberarea actelor, nu ne-am asumat toate angajamente care ne-am luat cu la semnarea convenției din 51. La moment această problemă nu există. Deci fiecare poate dobândi sau obține un document de călătorie. Spuneți-mi, vă rog, ziceați ceva mai devreme, conform Biroului de Migrație și Azil, în 2013 au fost înregistrate 214 cereri de refugiați, 6 solicitanți de azil din 30 de țări ale lumii. Eu vreau să deschidem aici parantezele și să ne explicați, pe lângă factorul ăsta, să zic, geopolitic, dacă l-aș putea numi așa, care sunt alte țări? Pentru că spuneați ceva mai devreme, cred că cap de listă este Siria. În 2013 noi am avut 163 de solicitanți de azil. Și deci au fost din mai mult de 30 de state. Bineînțeles că cea mai mare parte a fost din Siria, Afganistan, Kirghistan, Uzbekistan și Turcia. Pe lângă aceste state mai sunt și alte, deci ca Azerbaijan, Nigeria, Sudan, Sri Lanka, Etiopia, un șir de statică, deci acum mi-e greu că, să deci, numim, da. Se, că de unde sunt, vin câte o persoană, două persoane, dar totuși sunt deci, reprezentanții acestor țări. Spuneți-mi, vă rog, haideți să vedem ce s-a întâmplat un pic și pe plan internațional. Cred că ziarele internaționale au tot tirajat anul ăsta și anul trecut că UE este zdruncinată de refugiați. Este așa? Cum pot afecta refugiații buna desfășurare a vieții unei țări? Știți, recent a fost publicat raportul statistic UNHCR referitor la refugiații da, din toată lumea. Și cum și dumneavoastră ați remarcat la începutul emisiunii că peste 60 de milioane de refugiați sunt acum la moment în toată lumea. Eu chiar spun că dacă cifra concretă e 65 milioane, 65,3 milioane, deci încă plus 5. Da. Dintre care numai 6% sunt dislocate, da, din acest număr de persoane, numai 6% sunt dislocate în țările europene. Cel mai mare, totuși, număr este în țările adiacente
acelor țări unde se, deci, sunt la moment cel mai mari conflicte. Cel mai mare număr de refugiați acum este dislocat în Siria, la 4,9 milioane de persoane. A doilea loc ocupă Afganistanul, 2,7 milioane. Și al treilea, Somalia, 1,1 milioane. Deci Somalia, care, da, după teritoriu, este mult mai mică decât zona, da, sau UE, unde tot peste 1 milion de persoane, deci potrivit datelor UNHCR și OIM, anul trecut au intrat pe teritoriul lor. Deci noi nu putem, da, bineînțeles că potrivit surselor media, deci poate s-a creat această, da, impresie că cei mai mulți refugiați sunt acolo, dar aceasta nu este corect, deoarece, haideți să ne închipuim, deci persoana fuge din cauza unui conflict, da, în țara sa, deci ca să-și scape viața sa. Și primul lucru care face, deci e tot ce au reușit și au fugit. Nu toți au posibilități, da, să călătorească la distanțe mari. Deci ca să ajungi în Europa trebuie să parcurgi niște distanțe. Plus la asta costă bani. Deci nu fiecare își are posibilitate. Deci aceste corebe, da, care traversează Marea Mediterană, deci pline de oameni, și cineva doar le organizează această traseu, da, călătorie, și cineva percepe pentru asta bani, și bani sunt foarte mari pentru aceste călătorii, deci care este, da, ca termin, nu întotdeauna fericit, da, pentru oameni, că sunt cazuri care au... Domnule Popov, în ordinea respectivă de idei se cere de menționat că până la urmă Germania, Franța, Spania, adică țările cu un nivel de trai sporit, sunt cele care rămân a fi cele mai solicitate. Înțeles. Deci în Europa, știți, deci acolo problema cea mai mare, că acest număr de mare de migranți, el este dislocat, știți, cam, el se direcționează numai în țările unde cel mai bine, deci un nivel cel mai mare de trai sau, aș spune, de asigurare socială, da, ca fiind Germania, Suedia, Marea Britanie. Deci el nu, această cifră nu este uniformă, da, în toate țările UE. Dacă ar fi fost în toate țările UE, da, deci nu s-ar fi simțit acest, da, nu s-ar fi simțit acest val, deci pentru țările în cauză. Desigur că dacă vorbim despre Germania sau Suedia, da, unde se simte, deci, un număr mare și comparativ cu populația locală, deci procentul e destul de mare, ajunge la 80% din populația totală a țării. Deci asta se simte foarte mult. Să vehiculați prin intermediul rețelelor de socializare și haideți aici poate confirmăm sau distrugem un mit că refugiații afectează de fapt cursul firesc a unei vieți, contribuie la pierderea identității, contribuie la aducerea, aș îndrăzni aici să zic, a non-valorilor. E așa sau nu? În ochiul unui specialist sau unui om care cunoaște din interior problema? Bine, că asta este o gândire stereotipică, da? Deci noi ne temem de ceea ce nu este cunoscut, ceea ce este străin. Nu întotdeauna aceasta este corect. Deci noi nu trebuie să ne gândim, deci, cu stereotipul dacă refugiații tăi sunt murdari, ceva rău, da? Sau care aduc lipsă de cultură, incompetență sau distrugeri. Deci nu întotdeauna este așa. Fiecare persoană are anumite aptitudini, abilități. Haideți să ne aducem minte despre Albert Einstein, care tot a fost un refugiat, și ce savant a fost, ce descoperire au făcut, sau alte persoane remarcabile. Deci fiecare persoană trebuie privită aparte. Deci fiecare a venit cu un bagaj de-al său, de educație, de cultură, de cunoștință. La noi sunt foarte multe cazuri, deci istorie pozitive și mult mai multe decât cele care negative, care îmi spune că iată persoana aceasta într-adevăr el, deci nu, deci poate n-ar trebui, da, să primească un drept de ședere în Moldova. Sunt foarte multe istorie pozitive, da, și de exemplu în Moldova. Sunt la noi medici care au venit, deci în statele lor au fost medici și au practicat, au venit la noi, au fost nevoiți din start, deci la început să treacă toată recalificarea, să dobândească iară, să-și reconfirme
diplomele și acum lucrează, deci, în spitale și sunt foarte bine stimați, buni specialiști. Alte, deci, istorie, deci persoanele vin, unii vin cu bani, deci au fost, avut un nivel de de material foarte înalt și la noi vin cu surse financiare și deci deschid afaceri, deci creează locuri de muncă, susțin deci unde lucrează noștri cetățeni, deci ei aduc un beneficiu pentru țara noastră, deci duc o viață corectă, plătesc impozite, deci pozitive, deci exemple pozitive sunt mult mai multe, numai că ele nu așa, știți că nu se aruncă în ochi, decât, de exemplu, unul s-a bătut cu cineva și asta deja se imediatizează, arată, deci și asta etichetează toată categoria de persoane. Biroul de migrație și azil monitorizează activitatea acestor persoane chiar și după momentul ce a primit dreptul de ședere? Bineînțeles, deci bine, noi nu-i ținem sub invizor sau sub ca și la poliție, lupă, da. Că totuși sunt persoane, deci ei n-au încălcat nimic, n-au încălcat legislația. Deci persoanele se adresează la noi, deci pentru documente, acte de identitate, deci când își schimbă și noi la fel tot îi monitorizăm. Când au nevoie de o consultanță, se adresează la noi. Când au nevoie de o asistență prin angajare în câmpul muncii sau undeva să fie direcționat, au careva întrebări, totuși, știți, ei vin în noi în țară și sunt totuși străini, da? Nu, totul, deci, din start este necunoscut și au nevoie de o direcționare, o consultanță, o explicație. Deci, și bineînțeles că permanent suntem în contact cu acești oameni. Sunt oameni de sine stătători care nu au nevoie, da, de anumit ajutor sau o implicare din partea statului, deci foarte bine se descurcă singuri, deci din start vin, deci se angajează, lucrează, deschid afaceri, deci el nu mă salizează numai după documente. Domnule Popov, eu mă bucur că există cazuri din astea fericite, dar iarăși pe parcursul documentării pentru această emisiune am găsit niște date, cel puțin pentru mine relevante. Un refugiat care primește azil în Republica Moldova beneficiază de o alocație lunară de 635 de lei sau aproximativ 28-30 de euro. În Germania alocația este de 400 de euro, iar în Franța de 343 de euro. Haideți să ne axăm un pic pe acest aspect și să vedem dacă în Republica Moldova poate segmentul acestor persoane de refugiați este un pic mai select sub aspectul financiar, da? Și atunci, având o afacere sau ceea ce spuneați dumneavoastră, având o altă sursă de existență, nu este atât de strâns legată față de această alocație pe care o plătește statul. Ultimele date arată că deci alocația au crescut un pic, acum se constituie 757 de lei 50 de bani. Și această alocație, deci ca să fie clar pentru toți, ea se acordă numai odată, deci de când persoana a obținut statut de refugiat, pe un termen de 6 luni. Și numai în cazul când deci persoana într-adevăr are nevoie de aceste mijloace financiare, deci numai în cazuri vulnerabile. Deci persoana înaintează o cerere la birou migrație și azil, unde solicită acordarea acestor ajutor bănesc. Deci el se examinează situația, starea lui financiară, că corect ați spus, unul cu afacere și cu, deci, care are surse de venit și unul care nu are, da? Deci este îi punem într-o situație de o leacă discriminatorie. Și ca să excludem, da, anumite abuzuri, da, în acest ajutor, deci se studiază situația acestei persoane, se deplasează la domiciliu, se examinează condițiile de trai și se decide dacă se acordă sau nu această sumă de bani. Deci ea se acordă numai pe un termen de 6 luni, care nu depășește, dacă așa în total, să vorbim, nici 4.000 de lei. Deci ea este ca un ajutor, deci știți, inițial da, ca să persoana să se poată încadra. Da, să o împingem pentru niște activități mult mai active, da, cât el este în căutarea unui loc de muncă sau ceva. Deci numai în aceste cazuri. Domnule Popov, mai avem o minută în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog, biroul pe care îl reprezentați dumneavoastră, cum se implică pentru ca aceste persoane să studieze limba de stat și ca aceste persoane să poată să însușească o profesie cei care nu o au? Iată, eu am vorbit despre legea integrării.
care privește procesul de integrare a străinilor și refugiaților în Moldova. Și persoanele, după ce obțin statut de refugiat, pot beneficia de activități socioculturale, deci de activități de integrare, care presupun activități de socioculturale, deci asta cunoaștere, cursuri de cunoaștere a istoriei, culturii Moldovei, cursuri de studiere a limbii de stat, deci sunt direcționați, avem înțelegeri încheiate cu universitățile din Moldova care acordă aceste cursuri pentru aceste categorii de persoane doritorii. Și deci sunt asistați, da, consiliați în accesul la servicii de medicină și protecție socială. Pe lângă aceasta, refugiații pot beneficia de programe de integrare. După ce au obținut statut, deci el se înscrie în program de integrare, se creează program, da, comun cu un fel de plan de măsuri pentru integrarea acestui persoane, care va fi realizat în comun cu autoritățile centrale și locale, tot care implicate în aceasta, și în cadrul acestui plan, da, deci el este obligat să frecventeze cursuri de studiere în limbi de stat și tot așa, deci persoanele acestea beneficiază și acest ajutor bănesc de care am vorbit numai, da, cu dumneavoastră. Domnule Popov, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, pentru că multe aspecte au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!